Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple iar astăzi vom vorbi despre puls oximetru. Ce este acest puls oximetru și cum se folosește? Am să te învăț în secundele ce urmează nu înainte să dai un like, să te abonezi și să distribui mai departe acest clip. Iar dacă vrei să mă susții cu o donație ai link în descriere. Da? Deci puls Acesta este aparatul de puls oximetru. Da? Este pentru măsurarea pulsului și pentru măsurarea oxigenului în sânge. Cum se folosește mai exact? O să vă arăt în secundele ce urmează. În primul rând, vedeți, acest puls oximetru are o clamă, da? E sub forma unui cârlig, așa, da? <laughs> Ca să zic așa. Și se pune pe deget. Stați o secundică, o să vă arăt exact. Cu una firme și cu una... Așa, de deci se pune pe deget și iar apoi se apasă acest butonaș, da? O să, o să l pun pe mâna cealaltă, ca să și vedeți exact cum se folosește și cifrele, mai exact ca să puteți înțelege exact cum se treaba, da? Stați, trebuie să așteptăm un pic. Da, el nu mi-a citit de prima dată. Iar acum trebuie să-i mai dau încă o dată. În momentul de față și vorbesc, da? Vedeți, 96-97 este aerul în sânge, iar 105-106 este pulsul. În momentul de față, da, e un pic probabil mai mare deoarece vorbesc și din acest, din acest motiv, da? Întotdeauna în partea stângă veți vedea cifrele ale saturației de oxigen în sânge. Iar în partea dreaptă veți vedea pulsul, da? Acesta este un aparat. Na, este destul de util chiar fiecare persoane. Bineînțeles, cei cu probleme respiratorii uh, au un asemenea aparat și nu este scump deloc. Dacă îl căutați pe internet, o să dați undeva la vreo 35-36 de lei. Depinde de unde luați. Pentru că sunt în alte părți lei cu 60-70 de lei. Dumneavoastră trebuie să căutați un preț mai, mai avantajos pentru prima dată. Da? <coughs> Bun, dacă o să facem foarte multe vizualizări, like-uri și distribuiri la acest clip, o să vă arăt, o să fac, vă fac un tutorial să vă învăț exact cum să schimb bateria uh, la un puls oximetru, da? Cam atât a fost și cu acest clip, cu voi a fost Marian de la Tutoriale Simple, nu uita de like, share și subscribe cu clopoțel, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!